Bună ziua și bine v-am regăsit la Istorii cu Hodor. Continuăm seria pe care am început-o anterior, legată de culisele războiului rece, de evenimente care s-au întâmplat în timpul uh, celui mai lung război uh, purtat vreodată în istoria omenirii. Uh, un război care nu a fost uh, un, unul clasic, un război în care s-au înfruntat două tabere. Ideologice și militare, NATO, respectiv pactul de la Varsovia, sistemul comunist și sistemul uh, democrat-capitalist. Un război care nu a fost cald în Europa, dar a fost cald în alte zone ale lumii, unde cele două superputeri s-au înfruntat în terțe războaie, în uh, Indochina, în Africa, în America de Sud sau în alte zone de pe glob. Înainte de a începe episodul de astăzi, Vreau să mulțumesc pentru comentariile pe care le-ați pus la cele două clipuri legate de Mareșarul Jucov și în special o să-i mulțumesc acelui prieten care mi-a tras atenția că operațiunea Mars, pe care, mă rog, eu am luat traducerea din engleză, nu se traduce prin operațiunea Martie, cum am spus eu, ci prin operațiunea Marte, de la planeta Marte. De adevăr, așa este. Operațiunile sovietice din timpul celor de-al război mondial, din iarna 1942-primăvara 1943, au fost într-adevăr niște operațiuni care au primit uh, denumirea după planete. Uranus era operațiunea care privea încercuirea armatei a șasea a lui Paulus în Stalingrad și operațiunea uh, Marte era același tip de operațiune care trebuia să se desfășoare în zona Rjev, în apropierea Moscovei și care trebuia să distrugă grupul de armate centru al germanilor al Wehrmachtului. Mulțumesc deci pentru observație, îmi asum această eroare, rămâne să deci să clarific lucrurile, operațiunea s-a numit Marte și nu Martie. Închei în lucrul ăsta, putem să trecem la subiectul acestui episod. Un subiect, cred eu, interesant, mai ales că ține de țara noastră, de România și de evenimentele războiului rece care s-au petrecut aici. Am ales astăzi un subiect un pic mai de nișă, nu prea se vorbește foarte mult despre el, și anume modul în care regimul comunist a gestionat uh, rezerva de aur a țării noastre și modul în care a gestionat deținătorul uh, acestei rezerve de aur, anume Banca Națională a României. Vă voi citi uh, pe baca bază bibliografică, este un studiu realizat de BNR, un studiu oficial publicat în, într-o în, uh, într revistă internă. A Bibliotecii Naționale, un studiu care privește uh, operațiunile legate de rezervele de aur ale României în perioada comunistă. Uh, în episodul de astăzi, uh, pornim cu planul de uh, acaparare, etatizare a Băncii Naționale. În planul comuniștilor de acapararea puterii în România, a început să fie pus în practică cu sprijinul direct și decisiv al Uniunii Sovietice, etatizarea băncii naționale a reprezentat un obiectiv important, deoarece, bineînțeles, Banca Națională era o pârghie esențială în instaurarea controlului asupra nu numai a sistemului bancar, dar și asupra întregii economii naționale. Cu prilejul discuțiilor de la Moscova din 2-3 aprilie 1946, deja Gheorghe Gheorghiu deja a menționat între obiectivele pe care trebuia să le atingă uh, regimul comunist în România, naționalizarea băncii naționale ca unul dintre punctele principale ale agendei imediat după realizarea reformei agrare. Stalin însuși a apreciat uh, această inițiativă a comunistului uh, român, spunând că aveți o în platforma naționalizarea BNR, acesta e o măsură bună, spune Stalin în 1946. Când începe conferința de pace de la Paris și Uniunea Sovietică acceptă prelungirea cu 2 ani a termenului de plată uh, a reparațiilor de război asumate de România, era vorba inițial de un termen de 6 ani pe care Uniunea Sovietică i-a acceptat să-l prelungească la 8 ani. Problema monetară era o problemă uh, stringentă în toate țările, dar în România era agravată din cauza unor împrejurări uh, vitrege, urmările materiale, urmările distrugerilor extensive, materiale și morale din timpul războiului. Seceta, care a uh, cuprins România imediat după cel de-al doilea război mondial și aici sunt uh, numeroase... Uh, articole, lucrări pe care le puteți uh, găsi foarte bune despre uh, seceta uh, care a uh, bântuit în deosebi în partea de est a României în Moldova în această perioadă. Dar imediat după instalarea în martie uh, 45 a guvernului dr. Petru Groza, guvernul a operat schimbări imediat la nivelul conducerii băncii naționale, unde a fost numit uh, Constantin Tătăranu, care era un, un economist susținut de Partidul Național Liberal Tătărăscu, în funcție de guvernator. Pentru cei care nu știu, gruparea Tătărăscu din Partidul Național Liberal era acea grupare care s-a aliat cu comuniștii la putere în România în 1946. În mai 1946, Tătăran a fost înlocuit de Tiberiu Moșoiu, în funcția de viceguvernator a fost încredințatul lui Aurel Vijoli, iar alți membri ai Consiliului de Administrație ai BNR au fost înlocuiți cu apropiața ai comuniștilor. Aurel Vijoli, de exemplu, susține că influența noului regim era semnificativ mai mare în interiorul Băncii Naționale. Cităm faptul că guvernatorul băncii era tătărescian, nu a, a, nu a dăunat cu nimic activității de conducere a instituției, că acesta, nefiind familiarizat cu problemele financiare bancare a lăsat sarcinile guvernatorului să fie îndeplinite de viceguvernator. După alegerile din 1946, noua conducere a BNR a fost practic în centru atenției, guvernul Groza a ținut să inaugureze activitatea primului parlament cu o lege privind etatizarea băncii naționale care a fost votată în 20 decembrie 1946. În ciuda acestor transformări, Principiul acoperirii în aur a monedei naționale, chiar și în procentul de 25%, în termenii care erau statutați în, în anterior în documentele instituției rezultau în urma modificărilor din 1939 a etalonului aur dolar și ulterior în 1940. În expunerea de motive semnată de ministrul de finanțe Alexandru Alexandrini se preciza că normele referitoare la acoperirea metalică a emisiunii de bilete rămân neschimbate. Astfel, articolul 31 a noii legi preciza că, cităm, Banca Națională este ținută să aibă o acoperire în aur în casă sau un depozit liber în străinătate egală cu cel puțin 25% din suma totală a angajamentelor la vedere. În afară și peste procentul acoperirii minimale obligatorii în aur de mai sus, banca putea încorpora și devize liberate în monede convertibile și în mod legal în aur până la completarea facultativă a unui procent de 35% din suma totală a angajamentelor la vedere, însă numai cu autorizarea prealabilă și specială a Consiliului General al Băncii Naționale a României. De asemenea, Intrarea în vigoare a legii de etatizare a determinat și încetarea mandatului vechiului Consiliu de Administrație și numirea unui nou Consiliu de Administrație, în componența care nu se mai găseau decât aceia dintre membrii fostului, fostului Consiliu care își dovediseră loialitatea față de puterea politică. Au fost îndepărtați mai mulți economiști și oameni de valoare. Alexandru Alexandrini, din nou ministru de finanțe, arată că etatizarea Institutului de Emisiune corespunde atât necesităților timpului, cât și nevoilor actuale a economiei noastre naționale, dar etatizarea nu poate să însemne posibilitatea ca guvernul și, în special, Ministerul Finanțelor să poată să considere Banca Națională a României o anexa sa, destinată să-i asigure mijloacele financiare -ă, necesare. Banca Națională a României își păstrează în întregime acest atribut pe care îl avea. Nu știm astăzi cât de sincer a fost mesajul lui Alexandrini, dar evoluția ulterioară a instituției avea să demonstreze că totul se va întâmpla contrar în totalitate celor formulate de el. În realitate, prin etatizare, statul român rămâne singurul și unicul acționar în relația dintre acesta și Institutul de Emisiune, se schimbă radical. Întreaga conducere a băncii, guvernator, viceguvernator, administrator și cenzori era numită prin decret regal la propunerea Ministrului de Finanțe și cu aprobarea Consiliului de Ministri, în fața căruia aceștia erau responsabili. Totuși, față de prevederile statutelor anterioare, guvernatorul băncii naționale căpăta și o oarecare posibilitate de influență politică, financiară și de credit a guvernului, deoarece el putea să participe cu drept de vot deliberativ la ședințele în care Consiliul de Ministri aborda astfel de probleme. În acest sens, la 22 martie 1947, nouul Consiliu de Administrație solicita președinției Consiliului de Ministri să invite pe guvernatorul BNR să ia parte la ședințele guvernului, în care se vor discuta probleme în legătură cu politica financiară și a creditului. De prin subordonarea Băncii Naționale a României, puterea comunistă a făcut un pas esențial, așa cum de altfel preconiza încă din 1946 Gheorghe Gheorghiu Udej, pentru a-și impune control asupra vieții economico-financiare din societatea românească, deoarece avea la dispoziția sa unul dintre cele mai importante pârghii economice care îi permitea să dirigeze întreg sistemul financiar înspre îndeplinirea scopurilor sale. Instalarea controlului asupra băncii era evidentă în maniera de redactare a raportului anual al BNR din anul 1947, ultimul document care a fost întocmit conform uh, vechilor tipare și practici instituite încă din 1880. În dacă în 1946 conducerea BNR spera România va deveni cât mai repede membru a organismelor create de la conferința financiară de la Bretton Woods, și de data aceasta, însă, planul Marshall este atacat deschis, în timp ce statele Europei Occidentale sunt compătimite. Citând din acest raport, capitalismul american a început pregătirea unui așa zis program de refacere a țărilor europene, sigur, trimiterea este către planul Marshall, care în realitate este un instrument de exploatare monopolistă a debușeilor străine. Realizarea acestui program urmărește invadarea piețelor naționale cu mărfuri fabricate în Statele Unite, va conduce pe plan economic și social la o sacrificare a propriei capacități de producție a Europei Apusene, la șomaj, la scăderea nivelului de viață a muncitorimii, iar în plan politic la abdicarea de la orice veleiditate de independența țărilor, Refăcute, iată că raportul Băncii Naționale a României din 1947 prezenta planul Mașa ca o mare conspirație menită să distrugă uh, atât economia, dar și uh, suveranitatea țării. În același timp, influența consilierilor sovietici era mai mult decât evidentă în cultivarea limbajului războiului rece. Cu toate utilizarea acestor procedei imperialiste, cităm din uh, document, care au căpătat în ultimele luni anului 1947 o formă tot mai precisă în, discuți în discuțiile asupra planului Mașa, Statele Unite se văd amenințate de o criză apropiată. Proiectatul program de ajutor american pentru Europa prevede asigurarea debușee, de debușeie pentru întreprindele monopoliste de peste ocean. El nu este însă suficient pentru a compensa lipsa puterii de cumpărare a maselor populare din Statele Unite care paralizează dezvoltarea producției industriale americane. Consilierii sovietici trăgeau clopotele sfârșitului capitalismului încă din 1947, îi compătimeau pe americani pentru lipsurile pe care echipurile uh, le aveau și arătau că planul Marshall până la urmă nu este decât o păcăleală uh, făcută de americani pentru a exploata uh, pe săraci oameni din Europa de Est. În opoziție cu starea această stare de criză a statelor capitaliste, viitorul era luminos pentru statele Europei răsăritene, care reprezentau o excepție prin marile succese înregistrate în plan industrial, în deosebi în Uniunea Sovietică, a cărei producție industrială depășise planul pentru 1947. Asta se preciza că toate țările intrate în sfera de influență a Uniunii Sovietice, cităm, pășesc hotărâte pe calea progresului economic printr-o vastă mobilizare a forțelor productive proprii și încadrarea lor în planurile economice naționale. Înfăptuirea acestor planuri, înlesnită prin sprijin economic adoptat de URSS, acordat de URSS, va spori în țările respective volumul producției și în consecință va face posibilă ridicarea nivelului de trai al populației. În acest spirit, conducerea BNR precizează că încă din 1947, anul în care s-a semnat Tratatul de Pace de la Paris, Partidul Comunist Român a inițiat, cităm, o vastă operă de organizare a vieții economice, autun, cu, în care a inclus prefacerea dânci, toate acestea sunt sloganurile comuniste ale epocii, precum programarea producției și intervenția statului în distribuția bunurilor. În mecanismul acestor transformări radicale, stocul de aur al Băncii Naționale a avut un rol important. Așa cum publicau ziarele Argus sau Finanțe și Industrie în noiembrie 1946, primul ministru Petru Groza declara în legătură cu programul economic și financiar al guvernului: cităm, vom etatiza Banca Națională, vom stabiliza moneda, vom împiedica specula cu devize și aur. Episodul. Aici este un episod mai puțin cunoscut a istoriei primilor ani comunismului și anume episodul intempestiv al aducerii la București a tezaului Băncii Naționale din peștera de lângă mănăstirea Tismana la începutul anului 1947. După ce în ziua de 23 ianuarie 1947 a fost dinamitat zidul de la intrarea în peșteră din muntele Stârmina între 24 ianuarie și 4 februarie 1947, casetele intacte din punct de vedere al conținutului, dar deteriorate sub aspectul materialului din care erau confecționate, au fost transportate cu autodubele la gara din Târgu Jiu, în condiții meteo extrem de ostile, pe o ninsoare abundentă și frig, Aici, la îngară, cele 3876 de casete cu aur, dintre care 51 de casete erau cu aur polonez, cel care fusese trimis în România de guvernul polonez după ce Polonia fusese atacată de Germania nazistă în septembrie 1939. Deci mai aveam 51 de casete din acel aur polonez. Au fost încărcate aceste casete în trei garnituri de trenuri, de tren Și a la București. Revenirea acestui tezaur, tezaurului BNR, la București a fost decisă numai după ce întreg uh, Consiliul de Administrare ție a BNR a fost numit de noua putere, deci orice opoziție cu privire la utilizarea aurului sau cheltuirea lui de către guvern era înlăturată. Deci comuniștii nu au adus aurul de la Tizmana, unde fusese depozitat din, pentru a fi protejat timpul războiului decât în momentul în care au fost 100% în controlul băncii naționale și erau foarte siguri că doar ei decideau ce se întâmplă cu această rezervă de aur. În raportul anual al băncii naționale privind gestiunea anului 47 se poate citi printre rânduri adevărat de ce avem nevoie de Aur, guvernul condus de Petru Groza. Cităm: Din cauza recoltei deficitare din 1946, grija de căpetenia guvernului a fost în prima parte a anului să asigure hrana populației până la noua recoltă. Pe de o parte, prin colectarea cerearelor disponibile, iar pe de altă parte, prin import și raționarea consumului. Creșterea importului trebuie considerată normală într-o perioadă când Opera de refacere economică necesita încă mari cantități de mașini, piese de schimb și materiale care nu puteau fi procurate din țară. Ea se datora și importului masiv de cereale pentru aprovizionarea populației, amintind de asemenea, în primul rând, importul de produse agricole din prima jumătate a anului făcut în devize libere, el ridicându-se la aproape o treime din total. Așadar, noua putere, comunistă din România, care promisese o lume nouă și îmbelșugată pentru masele muncitoare, avea de fapt de administrat o țară epuizată de trei ani de război în Est și 9 luni de război în Vest, cu datorii de război uriașe de plătit, de, care întreținea uh, unitățile armatei roșii cantonate pe teritoriul național și în care se ceta, distrusese două recolte succesive. În aceste condiții, Singurele, singura soluție erau importurile, dar acestea nu puteau fi făcute decât în schimbul de vizelor, care, bineînțeles, nu puteau fi procurate altfel decât cum valorificând stocul de aur. Spun autorii raportului acesta al BNR din 1947, cităm: Este cazul să scoatem în evidență înțelegerea pe care am întâlnit-o în această privință, îndeoseb la URSS și la ceilalți vecini ai noștri care ne-au venit în ajutor cu importante cantități de cereale în momentele cele mai grele și în condiții favorabile. După care este pus în antiteză tratamentul aplicat de țările occidentale. Trebuie să menționăm că pe cât importul din țările Apuseni și Statele Unite s-au făcut, prin plată de devize libere sau garanție aur pentru împrumuturile de morfuri acordate de Uniunea Sovietică nu s-a cerut nicio altă garanție decât semnătura statului român. Iată cum apăreau frații noștri sovietici ca binefăcători ai României. Așa cum se va vedea în continuare, atât statele vecine cât și alte state au cerut guvernului român garanții în aur ale acestor importuri, în momentul în care statul român nu a putut să achite valoarea mărfurilor, garanțiile au fost executate sau statul român însuși a decis vânzarea aurului pentru a face rost de devize. Din 1946 această viziune în care valuta era mai importantă decât aurul s-a manifestat practic pe toată uh, întinderea perioadei comuniste. Legea 287 din august 47 pentru reforma monetară a prevăzut că începând de la 15 august, cităm, încetează a mai avea curs legal și se retrag din circulație biletele de bancă emise de Banca Națională a României, care au avut putere circulatorie până la data de 15 august 47. Cu aceeași dată se puneau în circulație și aveau curs legal biletele de bancă emise de Banca Națională a României și noile monede emise de Ministerul de Finanțe. Prețul unui kilogram de aur fin era de 168.350,17 lei, corespunzător unui leu unitate monetară conținând 0,60 mg aur cu titlul 9 pe 10. Deși poate părea paradoxal, totuși această cifră care indică valoarea acoperirii leului în aur a fost introdusă sau preluată greșit în textul de lege. Această eroare reiese în primul rând din stabilirea prin regula a trei simple, de 3 simplu cantității de aur fin ce poate fi cumpărată cu un leu respectiv 0,005939 grame rotunjită în lucrările de specialitate la 0,0594 grame adică 5,9 mg aur fin. Din transformarea celor 5,9 mg aur fin rezultă 6,6 mg aur cu titlul 9 per 10. În același timp, alte documente ale Băncii Naționale din a doua parte a anului 47 precizează că leu de fapt avea o acoperire de 6,6 mg aur. De fapt, conținutul reformei monetare a fost publicat mai întâi în monitor oficial și în această primă variantă Unitatea monetară leul conținea 6,60 mg. Ulterior, raportul anual din, al Băncii Naționale din 1947 se spune că un leu avea 6,60 mg aur cu titlu 9 per. 10 Concluzia acestui raport s-a întemeiat pe un referat al Direcției de Contabilitate al BNR. Victor Axenciuc, autor uh, foarte bun în ceea ce privește zona uh, băncii naționale, aprecia că acest preț a fost mult subestimat și sublinea că 9 leu nu era de fapt convertibil. Astfel, introducerea acestei definiții în aura leului nu avea decât o valoare simbolică. Așa considerată în același raport anual al BNR, reforma monetară a avut ca scop asigurarea stabilității monetare, anihilarea capitalurilor speculative și redistribuirea veniturilor naționale în favoarea populației muncitoare, sau cel puțin așa trebuia să fie. În noiembrie... 47, Tiberiu Moșo este înlăturat din funcția de guvernator, locul său fiind luat de Aurel Vijoli. În 30 decembrie 47 are loc abdicarea forțată a regiului Mihai I, lovitură de stat dată de comuniști și proclamarea Republicii Populare Române. La sfârșitul anului 47, când lumea veche se mai recunoștea cu greu în ruinele celei noi, această lume nouă se definea, cităm, mai bună și mai dreaptă la nivel de discurs. Consiliul de administrație al BNR constata între altele, că, de exemplu, noua definiție în aur aleului a determinat asanarea și recalcularea patrimoniului băncii, ceea ce implicit a condus la stabilirea unei noi valori a stocului de aur. Angajamentele la vedere erau acoperite în aur, în proporție de 84,97%, depășind cu mult limita legală de 25% circulație monetară. Prin adoptarea Constituției Republicii Populare Române, în anul 1948, s-a instalat formula de regim politic a Partidului Unic, care tot în acest an a fost numit Partidul Muncitoresc Român. În același timp, prin introducerea noțiunii bunuri ale întregului popor, prin prevederile articolului 6, 10 și 11, s-a pregătit cadrul legal pentru naționalizare ce avea să fie impusă în scurtă vreme. Astfel, atât mijloacele de producție cât și bogățile de orice natură ale subsolului, zăcămințele miniere, erau considerate bunuri ale întregului popor, calitate în care primele aparțineau sau statului sau organizațiilor sau cooperativelor de producție sau particularilor persoane fizice sau juridice. Noi la autorități au adoptat tot în aprilie 48 decretul numărul 10 pentru organizarea Ministerului Minelor și Petrolului, care la fel a era naționalizat, având în vedere punerea în valoare a bogăților subsolului, care impune o întrebuințare economică și rațională în a mijloacelor de producție, în industria extractivă, și în articolul 1 se menționa toate instalațiile și materialele de producție miniere sau de orice fel nu vor putea fi înstrăinate sub niciun, cu niciun titlu și sub niciun uh, mod. Banca Centrală a preluat, bineînțeles, operațiunile principale bancare. Comisia pentru Redresare Economică și Stabilizare Monetară a decis în martie 1948 înființarea 500 de agenții ale băncii naționale în toată județele țării, ceea ce privește agențiile BNR din regiunile aurifere, pe lângă operațiuni obișnuite, acestea au primit și dreptul de a face operațiuni cu aur și metale prețioase, care potrivit normelor generale pentru funcționarea agențiilor, sucursalelor și inspectoratelor județene, erau verificate periodic de inspectorii județeni. Tot în 1948 are loc și schimbarea numelui în statutelor Băncii Naționale a României la care s-au adăugat instalarea unei noi conduceri. Decretul numărul 320 din 13 noiembrie 48 prevedea la articolul 1 că Banca Națională României se transformă în Banca Republicii Populare Române, Bancă de Stat. Dacă prin legea etatizării Banca Națională României a preluat dirijarea și controlul creditului ca mandatarea a statului român, și numai în cazul altor operațiuni decât acelor prevăzute avea nevoie de aprobarea Consiliului de Ministri, începând din 48, Banca Repere își îndeplinea atribuțiile, adică imitea bilete de bancă, asigura circulație monetară, menținea stabilitatea monedei și dirija creditele de acord cu Ministrul de Finanțe și în conformitate cu politica monetară stabilită a Consiliului de Ministri. Și asta este, de fapt, prima perioadă a etatizării Băncii Naționale în perioada în care regimul comunist preia practic controlul absolut asupra Băncii Naționale și a tâta politicii sale monetare dar și a rezervelor de aur. În episoadele următoare o să urmărim ce se întâmplă în anii următori cu rezervele de aur ale României și cu Banca Națională a României. Atât pentru episodul de astăzi am fost la istoricul Odor Scrieți în comentarii, dați subscribe și să ne vedem cu bine.